Bun venit la Clubul de Carte al Editurii Litera. Pentru această ediție vă prezint o carte fenomen. Se numește Băiatul care l-a urmat pe tatăl său la Auschwitz, de Jeremy Dronfield. Este o carte bazată pe o poveste adevărată. Fabulos în această carte este că destinele și tot ceea ce se întâmplă, personajele, momentele, minutele, paginile, locurile, absolut totul este adevărat. Familia Kleinman este o familie de evrei dintr-un cartier liniștit din Viena anilor 39-40, o familie care trăiește împreună cu alte familii evreiești foarte frumos în această capitală veselă. Din 1939 lucrurile se schimbă atunci când tatăl, Gustav Kleinman, este arestat împreună cu fiul lui, Fritz Kleinman, și repartizați, trimiși, ambii, în lagărul de la Buchenwald. Acolo încep să muncească într-o carieră de piatră. Gustav Kleinman se accidentează și este trimis în Auschwitz. Tatăl pleacă în Auschwitz, iar fiul se cere pe lista de transfer pentru a fi și el trimis în Auschwitz, pentru a-l urma pe tatăl lui. Pe scurt, acesta este firul roșu al cărții. Numai că această poveste urmărește destinele tuturor copiilor și tuturor membrilor familiei Kleinman. Unul dintre copii ajunge în Statele Unite, Kurt Kleinman, la 11 ani, trimis de mama lui pe un vapor. Edith Kleinman ajunge în Marea Britanie, fugind cu puțin timp înainte ca arestările să devină ceva la ordinea zilei. Iar, din păcate, mama și una dintre fete, cea mică, sunt omorâte într-un lagăr de lângă Minsk. Două lucruri sunt fantastice în această carte, odată că ea se bazează pe jurnalul pe care Gustav Kleinman îl ține în cei 6 ani de detenție din lagărele de concentrare pe unde a fost repartizat și trimis, iar ce este și mai ieșit din comun, dacă vreți, ceea ce este cumva de necrezut, dacă n-am ști că este o poveste adevărată, este că cei doi, și tatăl și fiul, reușesc să ajungă în 1945 vii și să se întâlnească unul cu celălalt în Viena, în locul de unde au fost arestați. Sunt unii dintre puținii care au reușit să supraviețuiască Holocaustului și, mai cu seamă, ceea ce este rar, doi membri ai aceleiași familii. Cartea este tulburătoare, vă spuneam, pentru că se bazează pe acest jurnal care povestește toate atrocitățile pe care le cunoaștem și despre care am mai citit. Iar în încheiere vreau să vă spun că eu am fost la Auschwitz, am călătorit acolo și a fost probabil singurul loc de pe pământ în care am simțit cum miroase moartea, la modul propriu. Odată ce am trecut de porți, am simțit un miros care e impregnat în clădiri și am început să plâng și nu m-am mai putut opri. De câte ori îmi cade în mâini o carte despre Auschwitz sau o carte care se referă la fenomenul Holocaustului, simt acel miros de moarte în amintirea mea și în mintea mea și în sufletul meu. Vă recomand cartea pentru că este luminoasă, deși vorbește despre aceste atrocități. Este luminoasă pentru că vorbește despre umanitate, despre iubire și mai cu seamă despre iubirea dintre un tată și un fiu care reușește să învingă